invit pe domnul Martin Harris, ambasadorul Marii Britanii la București, să ne spună câteva cuvinte. Bună dimineața tuturor! Pentru mine este și eu plăcere deosebită să fiu alături de dumneavoastră și pentru a celebra o realizare foarte impresionantă. Aș dori să vă felicit tuturor, dar în mod deosebit Dr. Cătălin Cristopianu și Asociația Inimii Copilor pentru implicarea în acest proiect. Și eu sunt foarte impresionat de fapt că avem aici, în România, cea mai modernă secție de terapie intensivă de născut în sudul est Europei. Eu sunt aici în calitatea a membrului bordului Fundației Vodafone, dar și în calitatea ambasadorului britanic aici, în România, și, fără îndoială, sunt mândru că cel mai mare investitor britanic, Vodafone, a finanțat acest proiect. Avem în Marea Britanie o tradiție lungă și bogată de responsabilitatea socială cooperatistă. Considerăm că e important pentru o firmă, ca și pentru orice membru al societății, să facă o contribuție. Să fac ceva pentru viitor. Și cu adevărat, Vodafone este un exemplu strălucitor pentru alții fermi aici pe piața românească, cum putem împreună să îmbunătățim condiții pentru generația nouă. De fapt, în momentul de față, România este în topul în UE în ceea ce privește infrastructura IT. Și am remarcat că smartphone-ul meu funcționează mult mai bine în București decât în Londra. Dar și datorită investițiilor de suflet din Vodafone și investiție în IT, România are acum un centru de excelență pentru terapie intensivă nou născuți aici, în București. Este o realizare extraordinară și vă felicit tuturor pentru aceasta. Mulțumesc foarte mult!